Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Sport Club. Iată, azi vorbim despre Liga a doua, despre ASEU Politehnica Timișoara, iar pentru acest lucru avem un invitat special în studioul nostru. Salut în studio, așadar, pe domnul Sebastian Novovici, președintele Asociației Suportului Politehnica Timișoara Drucheria, pe scurt Drucheria. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și așa cum bine știți, invitatul nostru permanent, Joel Ferenc, bine ai revenit la noi. Bine v-am regăsit. Așadar, Sebastian, am începe cu ce e actual la voi în ogradă, în cantonament, aici în România, la Săcele, cum au decurs pregătirile, ați avut destul de multe plecări, veniri, cum se conturează echipa? Într-adevăr, pentru Politehnica a fost o vară zbuciumată, cu foarte multe schimbări, atât la nivelul băncii tehnice, cât și la nivelul jucătorilor, la nivelul dreptunghiului verde. Și e clar că am încercat să găsim o formulă cât mai bună pentru noul sezon, pentru că am avut mai multe discuții în vara asta între noi, suporterii, cei care ne ocupăm de club, împreună cu reprezentanții Universității Politehnice, și am hotărât că vrem mai mult pentru anul viitor. Am trecut deja printr-un sezon de Liga 2, am văzut ce înseamnă ca organizatoric, sportiv, și atunci știm ce ar trebui să facem pentru an. De aceea și toate schimbările astea, cum spuneai și tu, plecări, veniri de jucători, de antrenori, cantonamentul în țară, așa cum spuneai, pentru că a fost cea mai bună variantă din toate punctele de vedere pentru noi, în funcție de ce a avut nevoie antrenorul, de ce căutam de la un cantonament să ne aducă un plus valoare pentru echipă, pentru nou sezon. Am încercat să mergem undeva afară, am căutat mai multe variante, am cerut mai multe oferte, însă din punct de vedere sportiv, Săcele a fost locul care ne-au oferit cele mai multe avantaje. Recent ai fost reales președinte, dar ai avut depus un bilanț. Și un bilanț și un plan pentru sezonul viitor, exact. În același timp. Și toți cei care vreau să devină președinte de Chiria trebuie să facă același lucru. Cum a fost realegerea ta? Mă gândesc că ți-a dorit mult să continui. Da, îmi doresc să mă ocup de polling și pe viitor și vreau să fiu aici să muncesc, dar în același timp m-ar fi bucurat să fie și alți oameni care să vrea să facă lucruri, pentru că la un moment dat ajuns să te plafonezi și oamenii care se ocupă în momentul actual de poli sunt aceiași oameni care se ocupau și acum 5 ani. Și sunt oameni care fac lucrul ăsta voluntar, din pasiune, după joburile lor de zi cu zi, și e greu să funcționezi vreme de 5 ani, să duci un club de la nivelul Ligii a 5-a până la nivelul Ligii a 2-a, unde e foarte mult de muncă, doar prin voluntariat. Și de asta spun că mi-ar fi plăcut să apară și alți oameni interesați să se implice în tot ce înseamnă clubul ăsta, Politehnica Timișoara, și să pună mâna efectiv la treabă. Dar, na, sperăm să vină pe parcurs alături de noi. Pe lângă faptul că ești președintele Asociației Suporterilor, ești și vocea principală a Peluzei. Da, am fost până în urmă cu vreo 2-3 luni, pentru că a trebuit să fac un pas. Ai predat ștafeta? Da, am predat ștafeta, a trebuit să fac un pas în spate, pentru că în același timp lucrez și la clubul de fotbal și nu efectiv timpul, și nu neapărat timpul, dar implicarea nu-mi permitea să mă împart așa în două direcții și să le fac pe amândouă ok. Și atunci am preferat să mă concentrez 100% pe club și să-mi canalizez toată energia să fac bine clubului, și Peluza am lăsat omul bun. Și cum ai reușit să îmbini și jobul și viața de zi cu zi? Foarte, foarte greu. Și, desigur, prezența ta pe fiecare stadion. Foarte, foarte greu. Și de-aia, la un moment dat, a trebuit să renunț la jobul meu normal, de om normal, și să încep lucrul la Politehnica. A fost o luptă grea în a redobândi titulatura de președinte? A fost o concurență, ca să nu, spun așa? Fost. Sau ai fost practic reconfirmat? Am fost un fel de mic Ceaușescu și am fost reconfirmat, dar, repet, nu-mi place treaba asta și mi-ar fi plăcut ca lucrurile să stea puțin altfel. Tocmai în ideea să fie mai mulți oameni care să se ocupe de club. Decât o democrație canceroasă, mai bine o dictatură sănătoasă. Corect. Situația noastră merge așa. Și rezultatele se și văd.
Se va și sperăm să se vadă și mai mult pe viitor și să obținem chiar potențialul clubului ăsta e mult mai mare decât asta la care suntem acum. Deci se pot obține lucruri frumoase. Prin aducerea lui Bogdan Done ca antrenor principal, se poate spune că ați trecut la un alt nivel, totuși vine cu experiență destul de interesantă. A fost și antrenor secundă în Liga 1, antrenor principal la Olimpia Satu Mare. Ca jucător are un CV chiar internațional. De exemplu, ați adus jucători mai ușor prin numele lui sau nu neapărat? Nu neapărat. Ne-a ajutat, clar, ne-a ajutat numele lui și faptul că el e un profesionist 100% și un om foarte dedicat fotbalului, ne-a ajutat. Unii jucătorii vorbesc, lumea fotbalului e mică și jucătorii vorbesc, lucrurile astea se află și orice om e cunoscut în lumea asta, mai ales un om care a ajuns la nivelul ăsta. Și pot să spun că ne-a ajutat și venirea lui, dar tot a fost foarte, foarte greu să ne construim o echipă, să ne construim un lot solid, să ne putem bate acolo unde ne dorim să ne batem. Jolt, și tu știi achizițiile făcute de ASEO Poli. Haideți să îi luăm pe rând cei care sunt bătuți în cuie, cine sunt cei care s-au alăturat și ați bătut palma, ați semnat cu ei pentru sezonul. Da, au fost prelungirile contractelor pentru Mera și pentru restul băieților din echipă care au din vechiul lot, cei care au vrut să continue. Sau cei care am vrut noi să continuă, plus veniri, Blazea, Ignea, Plămadă, foarte mulți mijlocași, Motreanu, care este o venire foarte importantă pentru noi, adică tot o continuare, o prelungire a împrumutului pentru încă un an. Radu Motreanu a fost cel mai constant jucător cu cele mai multe minute jucate sezonul trecut. Raul Kraus, de asemenea, un plus foarte mare, un jucător foarte bun de nivel, mult peste liga a doua și ne bucură mult că am reușit să-l aducem. El a fost una dintre principalele ținte ale lui Bogdan. Staicu, un atacant foarte bun pentru nivelul Ligii a doua, alături de Bădăuță, care rămâne de sezon trecut, sigur vor face un cuplu bun. Predescu, care este și el în cantonament, sperăm să rămână definitiv la noi. Ați avut totuși destul de mulți jucători împrumutați la alte echipe. Care este situația lor? Da, noi am fost mereu de principiu să-i avem pe jucători sub observație și să-i dăm acolo unde poate să joace și unde poate nivelul lor poate să crească. Pentru că atunci când ești rezervă sau mai rău, nici măcar nu prinzi lotul, e greu să progresezi și să nivelul tău fotbalistic să crească. De aceea preferăm să îi dăm împrumut la cluburi care avem o relație bună, care avem un parteneriat și unde știm că putem să-i avem sub observație și unde știm că ei beneficiază de antrenamente bune și de program bun de pregătire. S-au dezvoltat ei la aceste cluburi pentru a vă ajuta? Posibil, la un moment dat să se toarcă și să intre în angrenajul echipei noastre care e la momentul actual, la momentul acela la care s-ar întoarce la clubul nostru. Pierderi importante, pe cine ai? Blănaru e o pierdere importantă, care a plecat la Sibiu, la Hermannstadt. Birău, Alex Birău, de asemenea nu au fost neînțelegeri financiare și nu a mai vrut să mai continue alături de noi. Alte pierderi care sunt așa sufletește, sunt dureroase, pierderea lui Vuce și a lui Cristi Galan, cel care a fost capitan la noi în ultimii ani. Dar da, asta este viața, din păcate, și Poli trebuie să meargă înainte, indiferent de numele care sunt în jurul. Văd un nume foarte interesant în persoana lui Raul Kraus, da, care, din câte am văzut, este cotat foarte bine și pe Transfermarkt, la 175.000 de euro. Da. Poate că, după prețul care este trecut, se poate considera chiar un transfer de Liga 1. A fost faptul că este Bogdan Andone antrenor un argument în plus pentru el sau pe lângă asta au mai fost și alte motive cum să-l convinge să vină la Timișoara? În primul rând, că e clar că în primul rând l-a convins Bogdan. Raul e un jucător descoperit oricum de Bogdan și promovat de el la Satu Mare într-un post diferit de ceea ce jucase până atunci și pe aici se pare că și-a găsit cadența de care avea nevoie. Ți-am zis, un jucător mult peste nivelul Ligii a doua, un băiat foarte, foarte la locul lui și foarte cu minte. El și-a dorit mult să vină la noi, în același timp își dorea și să cariera lui fotbalistică să ia așa un avânt mare și a fost în probe la Bnei Yehuda în Israel, care e câștigătoarea cupei Israelului și urmează să joace de Europa League.
oamenii de acolo au fost impresionați de el, însă el nu s-a putut adapta la fotbalul de acolo și la modul în care ei privesc fotbalul și atunci a ales să se întoarcă. A plecat de asemenea în probe în Danemarca, în prima ligă, cei de acolo l-au folosit fundaș dreapta, un post care el nu are nicio legătură și atunci e clar că nu a dat randament. De timp și-au adus un jucător cu experiență de 34 de ani pe postul ăla și el s-a întors spre binele nostru, s-a întors la noi, a intrat în programul de pregătire al echipei și sperăm să ne ajute cât mai mult sezonul viitor. Este un jucător bătut în cuie, ca da, să spun așa, a semnat cu Politehnica, nu mai are treabă cu Olimpia Satu Mare. Nu are nicio treabă, este la noi sutrași. Ok. Văd un nume foarte interesant, Alin Krishanov. La 39 de ani a decis să continue viața fotbalistică și totuși la Liga a doua, unde este un anumit nivel. Întreb asta pentru că știu faptul că Leonai Din a renunțat, fiind poate mai tânăr decât el. Da, care a fost argumentul prin care a zis, domne, de mâine vin și joc la Poli? Alin e un băiat sufletist, un polist 100%. Dacă vorbești de nivelul din Liga a doua, sezonul trecut, 2016-2017, al doilea golgheter al Ligii a doua a fost Attila Hadnagy, de la Sepsi, cu foarte multe goluri, 20 de goluri, la 39 de ani. Anul ăsta face 40, se pare că tot cu el vor merge acolo, nu știu, probabil nu va mai fi titular în Liga 1, dar va fi rezervă. Vârsta, știi cum e vârsta, contează vârsta ta biologică, mai mult decât vârsta din buletin. Alin se simte foarte bine, e un fotbalist foarte bun, cu calități foarte bune și asta o zic și colegii lui de acum de la antrenament. E clar, e un pasator foarte bun, un jucător de mare finețe și e clar că nivelul lui fizic nu are cum să fie cel al unui copil de 20 de ani, dar prin antrenamente repetate, printr-o pregătire foarte bună și printr-un program de vitaminizare și de suplimente, de alimentare, e clar că el poate ajunge la nivelul unei echipe de Liga a doua. Pe lângă asta, el nu e un jucător care a trecut prin fotbal și a fost forjat, cum se zice, în fotbal, jucând de acum 20 de ani la echipe de Liga a doua sau de Liga 1. Alin s-a retras din fotbal la un moment în care el era în culmea gloriei lui fotbalistice, în ghilimele. Și după care a mers în Anglia, la Enfield Town, care e tot așa ca o legătură cu Politehnica, e primul club din Anglia, are viața de suporteri. În care el, Enfield Town, pe urmă a dat tonul la mișcări de genul United of Manchester sau Wimbledon, sau care azi sunt mult mai cunoscute. Ei, Alin a jucat acolo chiar în al doilea sezon de la înființarea lor, celor de la Enfield. El își dorește foarte mult, nu vrea să se impună strict fotbalistic, iar dacă Bogdan va avea nevoie de el și ca un antrenor în teren sau pe lângă teren, un om care să țină legătura între băieții din echipă și antrenor, el va fi acolo. Dejan Sorescu. Am citit că a fost în probe. Da, tot în Danemarca, în prima ligă. Ce s-a întâmplat? Nu a confirmat? Nu a confirmat. Cei de acolo nu l-au vrut. S-a întors la noi, ceea ce e un lucru foarte bun pentru noi. Pentru că Dejan ne-a ajutat. Da, și un transfer chiar foarte reușit. Pentru că Dejan e junior, e under 21, este unul dintre cei trei juniori de care avem nevoie în teren. Și e clar că e un mare câștig pentru noi. Cum stați cu meciurile amicale? Ați avut deja două sau chiar mai multe? Da, am avut o serie de meciuri amicale, pentru că a fost și situația cum a fost. Antrenorul fiind nou, trebuia să vadă tot lotul pe care l-a avut la dispoziție, să vadă ce ține, cu ce merge mai departe, care e nivelul de pregătire, care e nivelul tactic, care sunt cunoștințele fotbalistice și atunci e clar că trebuie să avem mai multe meciuri. Și cum ți se pare, se vede echipa îmbunătățită? Da, se vede o echipă solidă, se vede că se vrea mult mai mult, jucătorii sunt concentrați 100% la ce au de făcut. Dar e greu să-ți dai seama sau să emiți o judecată după meciurile astea, fiindcă nivelul e foarte slab. Au jucat cu echipe de Liga 5, de Liga 4, care efectiv nu mai pot fizic spre sfârșitul meciului. Și atunci e greu să-ți dai seama de un nivel al echipei, dar se vede că jocul merge, curge frumos. Hai să ne prezentăm puțin pentru telespectatorii care poate nu sunt atât de la curent, familiarizați cu ce înseamnă echipa suporterilor. Aveți membri cotizanți, aveți avut anul trecut 431, undeva la 177.000 de lei ați strâns. Da, într-un final, astea erau cifrele de pe site, între timp am datat un pic pentru adunarea membrilor cotizanți, sunt undeva la 460 de membri și undeva spre 200.000 de lei.
Ce înseamnă asta pentru Liga a doua? Înseamnă, e clar că e un lucru foarte bun pentru Liga a doua, în condițiile în care nu există așa altceva de genul ăsta în Liga a doua și nici în Liga a întâi. Dar e clar că pentru un oraș ca Timișoara și pentru echipă, ca Politehnica, pentru club, ca Politehnica, e puțin și s-ar putea mult mai mult și asta ne dorim aici, vrem să lucrăm foarte mult în sezonul următor, să atragem mult mai mulți membri cotizați, pentru că la urmă urmei ei dau forță clubului și mișcării ce vrem noi să... Poate ne povestești puțin și despre nivelul cardurilor, nivelul la care se poate contribui, da. Care este cel mai cerut? Cardul Viola, așa cum am și vrut ca acest card Viola să fie disponibil tuturor suporterilor, indiferent de categorie socială, indiferent că e BLF, că e, și-l poate permite, efectiv, e 200 de lei pe sezon, ce înseamnă undeva la 18 lei pe lună. Avem card junior, de asemenea, pentru copii, pentru tineri, 100 de lei pe sezon, card gold 500 de lei și card platinum 1000 de lei, care e cel mai pentru cei care vor să se implice mai mult. Și fiecare card vine cu setul lui de beneficii, cu reduceri, discounturi la parteneri, tot felul de alte beneficii, reduceri în shop-ul clubului, plus dreptul de a vota în cadrul adunărilor generale, care e mai important decât orice alt beneficiu, pentru că suporterii au pentru prima oară puterea mâinile lor și își pot oricum hotărâ viitorul clubului. Pentru că am trecut prin atâtea în ultimii ani alături de Iancu și de Zambon și de tot felul de personaje din astea, încât acum am simțit că pentru prima oară noi avem un cuvânt de zis și ar trebui să profităm de treaba asta. Când ați pornit la drum, eu știu, ați avut în vedere an de an promovarea, v-ați fi gândit că numărul membrilor va crește mai mult? Adică se observă din discursul tău că ți-ai dorit ceva mai mult. Da, clar mi-aș fi dorit mai mult și mi-aș fi dorit mai mult pentru că simt că se poate mai mult. Dacă aș fi știut că nu este de unde, nu aș fi fost dezamăgit, să zic, dar că știu că se poate și că știu că Timișoara are potențial și există suporteri poliști care ar putea să se implice. Sumele nu sunt mari, iar beneficiile sunt imense. Nu știu de ce lumea nu vrea să vină alături de noi așa cum ne-am dorit noi. E clar că poate și noi trebuie să muncim mai mult la treaba asta. Numai că știi cum e, și Liga a doua, sezonul ăsta trecut de Liga a doua, a însemnat pentru noi un șoc oricum și a fost mult mai mult decât ne așteptam. Și atunci nu am mai avut, ne-am concentrat toată atenția pe probleme, rezolvarea problemelor fotbalistice, să zic așa, sau consolidarea echipei, sau nu știu ce, și n-am mai avut timp să ne ocupăm efectiv de lucru cu oameni, de atragerea de membri cotizați, de păstrarea lor, de lucrurile astea. Cum crezi că s-ar putea un pic mobiliza publicul din Timișoara, dat fiind faptul că, spre rușinea noastră, de ce nu, există o dezbinare? La ACS Poli lumea nu prea vine, doar la meciurile cu Steaua, cu Dinamo, poate cu Nuta, și în același timp ASU Poli, când joacă cu UTA, când joacă cu Ripensia, atunci într-adevăr se simte un șoc în oraș și lumea vine. Dar în afară de asta, practic lumea nu prea interesată, sau cum crezi tu că s-ar putea schimba mentalitatea suporterului timișorean, care a trecut într-adevăr prin multe decepții când vine vorba despre fotbal? Într-adevăr, eu cred că lucrurile sunt extrem de simple și asta am susținut-o sus și tare tot timpul în toate întâlnirile noastre, rezultatele. Pentru că publicul timișorean, că ne place nouă sau cum ne place, e un public de rezultat. Și dacă sunt rezultate, atunci automat și lumea vine la stadion, cotizează, cumpără materiale, creează toată emulația aia care a fost și atunci când a venit Dobă și pe Nera Iancu și tot timpul. Rezultatele atrag alte rezultate și atrag oameni la stadion și fac și unitatea aia de care avem cu toți atâta nevoie. Ce părere ai despre suma, zic eu, absurdă de 5.000 de euro pentru a juca pe Dan Păltinișanu? Bine, acum s-a schimbat. Asta a fost la începutul sezonului. A fost deci s-a renunțat? Da, au fost. Noi am plătit, mi se pare, 2 sau 3 meciuri la suma asta, 25.000 de lei. După care s-a dat o hotărâre, s-a rectificat suma, s-a făcut 5.000 de lei. Fără nocturnă, 6.000 cu nocturnă. Am văzut Timișoara fiind împărțită de multe mesaje, Poli joacă pe Știința. Pe când revine de tot pe Dan Păltinișanu? Posibil chiar de sezonul ăsta, pentru că e clar că Dan Păltinișanu ne ajută mult mai mult pe noi ca și club să ne asigurăm bugetul sau o parte din
din buget, pentru că nu depindem de bani publici, nu depindem de alte surse de finanțare ascunse, noi, la noi totul e transparent și ce e la stadion aia e și în buzunarele noastre. Și atunci e clar că pe știința, deși e casa noastră și e locul unde ne simțim așa foarte apropiați de treaba asta, pentru că acolo a început totul, acolo a început povestea ultimilor ani, și Părtinișoara e casa noastră și de acolo am plecat acum 5 ani, nu trebuie să uităm asta. Și e clar că dacă ne ajută, ne vom întoarce acolo chiar de sezonul ăsta. Ai amintit de Dan Păltinișanu, mi-a venit o idee în vara asta, chiar în primăvară, s-a vehiculat și în mod oficial și puțin, mai puțin oficial, faptul că se conturează încă un proiect de stadion nou. Unii au venit imediat și au protestat, cel puțin în mediul online, spunând că Dan Păltinișanu n-ar trebui dărâmat, ar trebui să fie construit un stadion nou undeva, poate chiar lângă. Voi, tu, ce părere aveți despre modernizarea sau nu, despre refacerea infrastructurii sportive din Timișoara, până la urmă, pentru că stăm foarte rău. Unul dintre cele mai importante, unul dintre cele care trebuie să fie cele mai importante puncte de pe agenda oricărui politician local, infrastructura de sport, pentru că vedem și la sporturile sale, nu știu câte echipe de primă ligă sezonul ăsta, n-au loc unde să, pe lângă meciuri, că n-au loc unde să facă meciuri, toate echipele se antrenează. Undeva au antrenamente, pe lângă asta mai sunt alte echipe care se antrenează și ele, de copii junior, nu avem unde. La fotbal e aceeași chestie. Noi, fiindcă suntem echipa Universității Politehnice, beneficiem de un sprijin important prin asigurarea asta a bazei sportive. Ne antrenăm la baza 2, dar și acolo noi avem 11 grupe de copii și juniori. Momentul. Toate echipele nu au unde să se antreneze pe două terenuri sau două terenuri jumate. Orașul duce lipsa acută de treaba asta. Iar e clar că totul pornește de la cap. Primul lucru e un stadion nou, un stadion mare, nou, pe lângă care se construiască un complex de antrenament care să poată fi folosit de toate echipele din Timișoara. Așa ar fi un lucru normal, dar sunt multe interese și e trist să vezi că peste tot în țară se construiește și că peste tot se poate, iar noi care totuși suntem Timișoara, suntem un oraș al premierilor, de data asta rămânem ultimii. Dar dacă ar fi să te întrebăm, tu, de exemplu, ce ai prefera? Stadion nou sau de la zero sau dărâmat? Nu, e clar că soluția cea mai bună ar fi un stadion nou, pentru că Dan Păltinișanu, prin construcția lui, ocupă mult prea mult loc. Pista de atletism, care fosta pista de atletism, care acum nu are nicio legătură cu atletismul, e doar o bandă de asfalt, nu are nicio logică și împiedică manifestarea fenomenului suporterilor foarte mult și nu creează atmosfera de stadion, atmosfera aia de forfătă, de iureș. Chiar în era Iancu, când și înainte puțin erau meciuri cu 30 de mii de spectatori, mulți spuneau, dar de la televizor nu se vedea că e plin, având în vedere că 3-4 rânduri de jos, că nu se vede nimic de acolo, pentru că vezi gardul. Și plus, pe lângă asta, mor oameni pe scări. A murit un om pe scări la stadion, fiindcă aluneca și-a dat cap. E incredibil ce se întâmplă. Peluza se dărâmă. Locul ăla trebuie închis și făcut ceva, ori renovat, ori reconstruit, ori ceva trebuie să se întâmple. E trist că Timișoara, ăsta e cel mai mare stadion al Timișoara. Acum că ai amintit de suporteri, este foarte cunoscută prietenia voastră cu cei de la Borussia Mönchengladbach. Mm-hmm. Cum a început această poveste și, practic, cât de des mergeți la ei, cât de des vin ei la noi? Povestește mai mult despre această prietenie. Totul a început în 2008, de la 2007, de la un băiat, Alexandru, care e un băiat din Timișoara și s-a născut în Timișoara și a plecat de la 4 ani la Mönchengladbach, în Germania. El a rămas așa cumva, el a tot venit pe urmă în România, toată cât era mic, taicuțul a fost sportiv, unchiul a fost sportiv, mare handbalist la Poli, Ian Doradin. Și a crescut cu alb-violetul în sânge. Când a crescut mai mare, a vrut să renoade legătura asta cu echipa lui de suflet. Ne-a deci căutat pe noi. De unde a plecat. Da, nu a uitat de unde a plecat, ne-a căutat pe noi. Halo, sunt Alex, un băiat din Germania, uite, sunt și eu de la Gladbach, vrea să ne întâlnim, să ne prietenim, să nu știu. Și așa a început totul. Am ajuns, ne,
Întâlnim undeva de 10 ori, cred că pe an, noi mergem de vreo 4-5-6 ori, ei vin de vreo 4-5-6 ori. Văzut că ați fost și la Florența. Am fost peste tot, la toate meciurile și e o chestie așa faină. Atunci când a început prietenia asta, ei erau proaspăt promovați în prima ligă, din Liga a doua, iar noi jucam în Cupa UEFA. Era Iancu, când mergeam la Anderlecht, la Ajax, ei veneau cu noi atunci în deplasări, se gândeau, oh, ce fain e să mergi în meciuri europene. Pe urmă, gata s-a schimbat, ne-am ajuns să jucăm pe la Leucoșe și Cărbudici, ei jucau pe la Roma și a Tot fost o chestie așa deplasările foarte, europene. da, și a fost o chestie, pentru noi a fost așa fain, aceiași oameni am trecut așa dintr-o extremă în alta. Acum, cu prietenia fiind foarte sudată, și m-am gândit, poate că v-a trecut și vouă prin minte o eventuală colaborare cu cei de la Mönchengladbach. Spun asta pentru că, uitându-mă și pe valoarea lotului, cam sunt apropiate de lotul Politehnicii, de lotul Mönchengladbachului, echipa Echipa a domnului, doua, sigur. da. Nu v-ați gândit la o eventuală împrumuturi sau să vină jucători aici în schimb de experiență, Da, împrumutați? ne-am gândit, am discutat și cu băieții de acolo. Chestia e că ei nu au foarte mari influențe la ei. Clubul Borussia e un club extrem de mare și pentru Germania. Diferența e foarte mare între clubul nostru și clubul lor. Iar ei nu au atâta influență cum aveam noi, să zic, atunci când era Iancu sau Chivorcheanu sau când noi aveam un cuvânt de zis în club, în Poli. Ei au întâlnire odată la 6 luni, poate, cu un reprezentant al clubului care discută așa probleme punctuale și, în general, ce are de pe ei în momentul respectiv. E foarte greu, dar eu aș vrea noi să încercăm să mergem către clubul Borussia și să le propunem o colaborare, iar normal aș vedea o să plece de undeva de la nivel de copii și juniori. În prima fază, o grupă de la noi să meargă acolo timp de o săptămână să vadă cum se pregătesc grupele lor. Eu, e ceva fenomenal ce se întâmplă acolo și la nivel de tineret. Și aș vrea ca copiii noștri să aibă șansa să vadă măcar o săptămână, după care putem discuta, să vină o grupă de la ei, să se pregătească cu antrenorii noștri, să vadă metodele de pregătire de aici, condiții de pregătire și de aici să evolueze totul cumva natural, fără să vină impuse nici de noi, nici de ei. Sebastian Jolt, luăm o scurtă pauză și revenim. Da, am revenit. Invitatul nostru este Sebastian Novovici de la Asociația Jucheria. Hai să continuăm puțin pe plan financiar, pentru că, din păcate, sportul se joacă pe bani. Ai amintit de membrii cotizanți, câți bani ați strâns, aproximativ 200.000 de lei. Dar mai sunt și contribuțiile de Sponsor. ONG-uri, de care beneficiază ONG-uri de la sponsor, dar și cele de la ANAF, 2%. 2% redirecționare, da. Care e proporția veniturilor din această parte? Din 2%? Am făcut anul trecut undeva la 16.000 de euro din formularele de 2%. Am avut 1.003 formulare, 1.002 sau 1.003 formulare depuse. Anul ăsta am reușit să depunem 1.500. Sperăm ca la anul să fie mai, adică e clar că va fi mai consistent, dar sperăm să ne ajute mai mult. Și la nivelul sponsorizorilor, cât de ușor sau greu, mai bine zis, atrageți E oamenii? greu, pentru că potențialii sponsori au o imagine deja create despre niște stereotipuri astea despre sponsorizarea în fotbal și despre bani băgați în fotbal. Automat, când spui bani băgați în fotbal, se gândesc la manevre, la pușcărie, la lucruri de genul ăsta și e greu să schimbi mentalitatea așa, pornind din degete sau peste noapte. Lucrăm foarte mult la treaba asta, încercăm să ne ținem sponsorii pe care îi avem cât mai aproape, încercăm să atragem alții, însă e foarte greu. Oamenii sunt reticenți și se reticesc la orice nivel, și la nivelul ligii întâi și la nivelul ligii a doua. Am mai discutat cu experți, cu oameni care fac treaba asta zilnic și trăiesc din asta, caută sponsorizări pentru cluburi de fotbal și ziceau că piața e în cap, e foarte, foarte greu să atragi bani privați în fotbal. Și totuși, în condițiile astea, cum vezi, se poate, pentru că trebuie să o rostim, când sau în ce condiții puteți să țintiți Liga 1?
În momentul în care vom reuși să atragem un partener serios sau să creștem între atât de mult numărul de membri cotizanți cât să ajungem la nivelul Benfica Lisabona sau ceva de genul ăsta, să avem zeci de mii de membri cotizanți, pentru că altfel e foarte greu. Diferența între Liga 1 și Liga 2 e foarte mare și asta se vede și s-a văzut și la barajul de promovare, se vede și acum în prima etapă s-a văzut între echipele nou promovate și echipele care au fost în Liga 1. Diferența e prea mare. Doar e prea mare, adică în condițiile în care ultima clasată din Liga 1 ia 1 milion de euro din drepturile TV, iar o echipă de Liga 2 de pe primele locuri ia undeva la 25.000 de euro, e clar că diferența e mult prea mare și nu o poți acoperi din surse naturale, normale. Și atunci intervin banii publici în fotbal, lucru care noi nu suntem de acord în anumite condiții. Nici nu ați depus anul trecut am depus pe Consiliul Județean, anul ăsta nu, dar urmează să depunem, pentru că noi considerăm că e normal ca banii publici să susțină strict activitatea organizatorică, logistică, cheltuielile astea de zi cu zi ale unui club de fotbal. Așa ar fi normal. Așa ar fi normal. Restul, ce vrei, plus valoare pentru clubul tău, vrei salarii mai mari, vrei jucători mai buni, fără rost de bani de la sponsor, fără rost de bani din vânzare de materiale, din suporterii tăi, din clubul tău, fă-ți rost de bani. Dar e, din păcate, în fotbal nu așa sunt privite lucrurile. Și majoritatea echipelor susțin inclusiv salariile din bani publici. Valoarea lotului se apropie de suma de 2 milioane de euro. Cât de realistă este suma asta și uitându-te în urmă de la ce ați început și de la cât ați pornit, cum ați reușit să ajungeți la această valoare? E clar că suma asta de 2 milioane de euro, care e valoarea Transfermarkt, e... Cât a fost când ați început acest drum? Nu a fost, pentru că nu aveam niciun jucător pe Transfermarkt atunci când oamenii dintre noi, ca oricare au lucrat la aeroport, unul era în peluză cu noi, bea bere la sfârșit de săptămână, e clar că n-a avut cum să ajungă pe Transfermarkt, dar... Asta e rezultatul a foarte multă muncă. Și implicare din partea suporterilor, implicare din partea comunității și creștere exponențială a clubului. Asta e creștere normală. În momentul în care lucrezi și în care faci lucruri cu sufletul, n-ai cum să nu reușești să nu-ți iasă lucrurile. Probabil că am avut și noroc, că am avut un culoare favorabile, dar știi cum e, norocul ți-l mai faci și tu. E clar că, dar zic, e rezultatul muncii de 5 ani. Uitându-ne în peisajul fotbalistic, practic ați lansat un fenomen, dacă vrei. Văd că cei de la Rapid s-au gândit. Acum acolo, din păcate, am văzut că sunt două echipe. Sunt chiar mai multe. Și acum azi am văzut că mai apare una. Da. Înseamnă că iubirea față de Rapid este una foarte mare. Da. Foarte mult inimi care bat. Cei de la Ucluj, cei de la Petrolul, adică chiar și, dacă pot să le spun așa, rivalii voștri, cei de la Steaua, da, nu de la FCSB, au pornit și ei pe acest drum. Cât de mult crezi că vor și reuși? Echipele pe care le-ai numărat, sigur vor reuși, pentru că pe lângă sprijinul suporterilor beneficiază și ele de bani și nu puțin de la autoritățile locale. Și în momentul în care ai o bună parte din buget ți-a asigurată și nu ai grijă zilei de mâine, e clar că vei reuși. Și ca dovadă și parcursul lor au urcat fără probleme. Noi chiar și ligile inferioare am avut probleme, pentru că ne-am întâlnit cu echipe tot de primării, cu foarte mulți bani și a fost un parcurs greu, dar e clar că ei nu vor avea problemele astea. Dar înaintea lor au fost un alt val de echipe de care nu s-a vorbit atât de mult precum se vorbește de ele, echipe de genul Voința Sibiu, FC Argeș, FC Vaslui, care la fel, la un an după ce am început noi, au început și ele să-și facă echipele lor. În 2013 am și avut turneul fără patron, patru echipe, fotbal în sală, în Sibiu am atras peste 1000 de spectatori la turneu, echipelor înființate de suporteri. Deci crezi că este practic o rază de speranță, da, ca suporterii să-și recâștige, da, echipa sau... De asta, din punctul meu de vedere, este singura cale prin care fotbalul românesc se însănătoșească, ca oameni preocupați de cluburile lor și pasionați de cluburile lor să treacă la butoane și călare pe situație. Cam asta e singura cale pe care eu văd ca fotbalul ăsta să fie mai bun. Deci în continuare veți merge pe același principiu, da, fără patron și fără, corect, fără alte complicații, corect, compromisuri. Ar fi păcat de munca
din ultimii 5 ani și nu am putea să mai dăm ochii cu oameni, dacă am face sau am alege altă cale a unui compromis acum, după cât am lucrat. Ar fi prea, prea păcat. Cum reușiți să rămâneți uniți, probabil mici discuții sau aveți între voi? În trecut, țin minte că aceste conflicte erau mai vizibile, unii se mutau la tribuna a doua, semn de protest, puțin să plecau de acolo, de unde erau. Plecau de la cuib. Da, exact. Dar tot la cuib se întorceau pe urmă. Așa, într-un final, da. Cum reușiți să aveți, totuși, 460 de membri cotizanți, să aibă o singură voce? Nu este ușor. Oamenii au încredere în cei care sunt acolo, poți să conducă destinele clubului, pentru că oamenii care sunt acolo, eu și restul băieților care, și fetelor care ne ocupăm de club, am demonstrat că facem lucruri ca lumea și facem lucruri cu sufletul, nu avem interese ascunse sau nu. Prin foarte multă transparență, prin foarte multă comunicare cu membrii, prin zeci de mii de răspunsuri la zeci de mii de întrebări, așa îi ții aproape și așa crezi unitatea. Mici discuții, au fost chiar mari certuri, au fost și din asta, pentru că e cam familie. Atunci când ești în familie, te mai și ceri, te mai și înjuri, te mai și spurgi, dar la urmă e tot acolo, vii la sfârșit. Ai amintit de Șep și de Juventus, cele două nou promovate în Liga 1. Cum i-ai văzut aici în Liga 2 când au fost în Timișoara? Vor face ei față în Liga 1? Bine, s-a schimbat, de exemplu, la Șep și foarte mulți jucători au venit. Da, dar... și la ei ca și la noi. E clar că atunci când treci la un alt nivel, e clar că trebuie să faci mai multe schimbări. Și la ei s-a văzut treaba asta. Păi am văzut și pe Juventus și pe Sepsi, am văzut și la Timișoara, am văzut și în deplasare, pentru că a fost la amândouă deplasările. Juventus o echipă foarte solidă, cu jucători nu cu nume, dar au reușit să închege un grup, se vedea că joacă de multă vreme împreună, l-au inventat pe Chipirliu, un golgheter 100% și lucrurile au fost ușoare. Beneficiind și de sprijin pe partea administrativă de la Tata Chivo, foarte, care e important, noi știm treaba asta, că tot timpul a fost important la un club de fotbal și asta s-a dovedit, locul 1 fără probleme. Iar la Sepsi o echipă foarte, foarte așezat, un club foarte așezat, care merge în mare parte pe principiile noastre. Un grup de oameni care s-au unit acolo cu pasiune și fac lucruri bune pentru oraș, oferă o alternativă oamenilor din oraș să-și petreacă timpul liber. Ceea ce pentru mine e foarte ok. N-am simțit ostilitate la ei, nu am simțit lucruri de genul ăsta, deci nu... cu chiar o deplasare foarte frumoasă. Ai amintit pe 11 grupe de copii și juniori, totuși este un efort destul de mare. Cum reușiți să susțineți și partea asta de pepinieră, pe urmă, sau ce preț puneți pe creșterea juniorilor? Ne-am dezvoltat foarte mult pentru că pentru noi asta a fost unul dintre punctele care am plecat la drum, un punct foarte important, să ajungem să ne creștem copiii și jucători de la grupele de copii să facă pasul către echipa mare la un moment sau altul. Și de-aia am încercat să ne dezvoltăm. E clar că lucrurile suferă mult și la centru de copii și s-ar putea fi îmbunătățite, însă am ajuns în postura în care avem 11 grupe de copii. Grupa de 2003 a ieșit anul trecut campioană națională, am vins Viitorul lui Hagi. În finală, grupa de 2004 a terminat locul 3 pe țara noastră, deci sunt copii foarte buni, cu rezultate foarte bune și sunt copii care în 2-3 ani pot fi acolo, în anturajul primei echipe. Deja în 2-3 ani? Da, sunt copii. Pe grupa cea mare de 2003 sunt copii de 14 ani. Deja la 16 ani pot intra în programul de pregătire. Acum avem un copil de 15 ani care de un an se antrenează cu noi. Și el la nivelul celor din prima echipă. Un copil de mare perspectivă, Vlad Băte. Și cum îi... cum îi constrânge să rămână aici? Pentru că am văzut că la nivelul Ligii a doua, transferurile minimale, practic, jucătorii vin liberi și pleacă liberi. Da, și în general sunt același nucleu de jucători care se plimbă între echipe. De asta vrem să schimbăm și vrem să propunem un aer nou. Vrem să propunem jucători noi, jucători buni care cresc. În momentul în care un copil crește de la vârsta de 10 ani, aude galeria, știe că oamenii vin la el la meciuri încă de când era kinder, automat ăla va simți altfel, tot ce înseamnă poli, tot ce înseamnă alt violet și atunci când va ajunge să joace pentru prima echipă va da nu 100%, ci 150%. Și în momentul ăla echipa va progresa.
Dovadă cea mai bună, Athletic Bilbao, un club care dintr-o zonă de mărimea Banatului reușește să adune atâtea talente fotbalistice cât să țină clubul ăla la un nivel ridicat, în top, în primera diviziune și în Europa. Eu scuze că știu că vrei să întreb ceva, dar aș insista puțin pe grupele de copii și junior, pentru că totuși, chiar dacă nu se vede, să zicem, din exterior, dar e o concurență foarte mare. Este totuși aceste poli, sunteți voi, Ripensia, alte cluburi mai mici, cluburi private de fotbal, are și Bălace și alți fost fotbaliști au câte o echipă sau 3 sau 4. De ce alege un copil sau părinții pe voi și nu pe alții? Adică cu ce veniți puțin în... Seriozitate. Seriozitate și implicare. Pentru că, uite, de exemplu, grupa de care ziceam 2004, care anul ăsta a ajuns locul 3, fiindcă ei s-au calificat acolo, grupa a primit o sumă de bani. Nu să-i împartă copiilor sau nu știu ce, ci să participe la alte turnee prin care ei valoarea lor să crească ca și copii. Și lucrurile astea atrag. În momentul în care e serios și care se vede că este comunicare tot timpul, în momentul în care se vede că se vrea ca acești copii să fie promovați la echipa mare, automat reușesc să atragi copii. Și stai un pic să termin, să duc ideea. Infrastructura e un alt punct foarte important, pentru că sunt multe școli private, dar care se antrenează pe terenuri sintetice de dimensiuni reduse. Ori acolo nu ai cum să crești fotbaliști. Da. Fotbaliștii se cresc pe iarbă pe teren de 100 de metri. Cele mai bune din Timișoara, da, da, pe lângă terenurile de iarbă pe care le ai și teren sintetic pe care îl poți folosi când în sezonul rece. Ai balon pe care îl poți folosi iarna. Marius Cociu, managerul sportiv de la voi, a venit cu know-how de la LPS Banatul, totuși a fost director mult timp. Sfaturile lui ne-au ajutat foarte mult în extinderea și în dezvoltarea centrului de copii și juniori, pentru mai mult din perspectiva asta a problemelor de care ne putem lovi. El ne-a învățat cum să ne ferim de eventuale probleme, cum să ne ferim de impresare, de oameni care vor, oameni ăștia rei care vor să vină să-ți fure copiii. Da, aici chiar am vrut să te întreb, când ați ajuns în Liga a doua, sunt totuși tot fel de impresari de nivel mai ridicat cum celebri impresari din România, care încearcă să te aducă tot fel de jucători din temeri de unde. Greu ați reușit să nu intrați în capcana asta? Nu, fiindcă purtăm numele de Politehnica Timișoara și fiindcă clubul nostru are o poveste și înseamnă ceva, reușim să ne apărăm de oamenii ăștia mici care au interesele lor și nu... La noi e simplu, politica antrenorului e să nu primească jucători despre care nu știe nimic. Și atunci e ușor. Dacă e un jucător despre care avea referințe și care știm ceva despre el, îl primim fără probleme să-l vedem. Poate face față cerințelor noastre. Deci nu se poate întâmpla cum am citit mai de mult în Ungaria, a venit un jucător în probe dintr-o tabără de refugiați, au zis că fuge bine, cum mingea nu prea știe, dar se demarcă. Da, da, da. Și ziceau că se gândeau chiar că poate păstrează, zice. Da. Bine, acum e clar că pot exista și povești astea fotbal și poate nu ai certitudinea că nu poate răsări unul, dar e greu și e principiu de energie și de timp. Să încerci să-l cauți printre oameni care nu au făcut fotbal în mod profesionist până atunci sau care l-au făcut la un anumit nivel. Până și celebrul, să zicem așa, refugiat care a fost împiedicat de către un reporteriță din Ungaria, care a circulat în toată lumea, a ajuns antrenor cu copii și juniori la Getafe. Deci nu se știe niciodată de unde răsare câte un talent nou. Da, da. Și ulterior a fost... A fost cu Isis în suflet, dar ce... da. Se mai întâmplă dacă oamenii nu se documentează de unde, ce și cum a fost de fapt. Tocmai de aia e mai bine să refuzi. Depinde cine transmite știrea, știi? Da, da, da. Noi, e clar că noi avem niște oameni, niște impresari care lucrăm și care am avut o colaborare bună până acum. De exemplu, Sărmășan, Cătălin Sărmășan, care a venit la noi, Marius Marin, care de la noi a plecat la Sassuolo. Sunt oameni care ne-au demonstrat ceva și în care avem încredere că putem lucra cu ei. Venind către redacție, m-a oprit un domn pe stradă și azi m-a întrebat: măi, Jolt, azi pe cine aveți invitat?
Zic, păi vine liderul de galerie de la Poli. Zic, a, păi atunci trebuie să spun eu ție o întrebare, ce să-i opui. Na, păi, el mă apostrofa pe mine, deși nu știu ce vină am avut eu, dar să nu spună lumea că nu le facem poftele telespectatorilor noștri fideli, m-a întrebat așa, băi, de ACS Poli reprezintă Timișoara. Galeria de la ASU Poli de ce nu merge și la meciurile ACS-ului? Eu sunt suporter Poli din anii 80. Erau revoltat, practic se certa cu mine, eu dând doar din cap. Și am zis, no, foarte, este o întrebare bună. Seba, tu ce crezi? De ce se întâmplă și până când va fi această dezbinare? Adică nu este un consens, chiar nu se poate ajunge la un numitor comun să fie totuși o singură echipă în acest oraș? Poate că numitorul comun o fi, dar nu i-am găsit încă coordonatele. Dar e clar că nu, noi, în materie de fotbal, suntem suporteri poliști. O echipă asta, ACS Poli, nu, pentru noi nu este Poli. După cum am zis de la început, pentru că noi știm exact care e situația actului, oricât ar vrea cineva să o vopsească și să o facă să pară altceva, este echipa AC Recaș, care a evoluat pe CIS-ul, pe certificatul de identitate sportivă a echipei din Recaș, redenumită Poli. Ori, asta e un lucru pe care noi, încă dinainte să apară varianta Recașului, am, într-o discuție cu domnul Robu, am refuzat-o complet. Deci nu vrem să mai trecem încă o dată prin ce am trecut și să mai acceptăm încă o echipă, egal că e venită de aici de la 10 km sau că e venită de la 500, e o echipă, o altă echipă mutată și redenumită Poli. Noi nu putem să o acceptăm. Noi avem echipa Universității Politehnice, care e Poli, are o legătură cu filonul ăla de Politehnica, de ce să nu pornim de acolo? Cam asta e. Lucrurile sunt simple. Pentru noi echipa aia nu înseamnă Poli și nu, atunci oamenii nu au cum să se raporteze la ea ca fiind Poli și să meargă acolo și să aplaude ca și cum totul e bine și totul e frumos, doar pentru că scrie Timișoara lângă. Periodic totuși reapare discuții în acest sens de reunificare a echipelor, nu știu, fără voia sau cu voia voastră, au fost ceva cu în trecut ceva discuții concrete în acest sens sau doar concrete nu, doar abordări. Și eu am spus întotdeauna, am avut nenumărate discuții, inclusiv cu domnul primar, inclusiv cu alți oameni de bine care tot timpul au dorit să cumva să împace situația și să și am venit și le-am zis: "Ok, bun, împăcăm situația. Ce avem noi de câștigat ca și club din toată asta? Noi avem tot ce ne putem noi dori. Am trăit cei mai frumoși ani ai noștri de existență. Avem Universitatea Politehnică alături care girează ca Politehnică, pentru că de acolo a plecat, de la Universitatea Politehnică a plecat și în 1921 clubul ăsta. Avem Universitatea Politehnică, avem suporteri, avem o ascensiune frumoasă din Liga a 5-a. Ce am putea noi să câștigăm în plus dintr-o eventuală asociere cu ACS Poli? Pe când ACS Poli ar avea numai de câștigat dintr-o eventuală asociere. Nu știu cum ai impresia, dar eu de în ultimii ani de când ați dispărut, să zicem, de pe Dan Păltinișanu în forma veche. Am impresia că ulterior, că mulți suporteri, adică mulți spectatori, să fiu corect, veneau de fapt pentru voi să vă asculte, să se alăture fenomenului decât pentru echipă, pentru a susține echipa. Adică veneau mai mult să asculte galeria pentru spectacol, pentru fumigene, pentru strigături. Așa îmi dau seama că mulți spun că nu mai merg la meciul la ACS Poli pentru că nu este în galeria, nu pentru că da, galeria la un moment e spiritul unui club de fotbal. Da. Suporterii sunt spiritul unui club. În momentul în care n-ai spirit, nu ai nimic. Degeaba ai rezultate, degeaba ai bani, că nu ai spirit. Dar totuși e puțin ciudat să mergi pentru galerie, tu ca spectator, nu pentru fotbal, adică... Da, dar mulți dintre noi, mulți dintre cei care acum, așa s-au îndrăgostit de Poli. Au fost duși de părinți de mână, le-a plăcut galeria, după care au învățat ce înseamnă un offside sau cum se dă o pasă. Și s-au îndrăgostit de Poli. Asta e așa. Acum vreau să te întreb de... Nu cred că pot să răspund concurență, dar pentru cei care încearcă să facă ceva zgomot la meciurile ACS-ului, am văzut că au făcut deplasarea cu 33, a fost în mediul online foarte dezbătută tema. Ăia sunt niște suporte renegați din galerie? Nu, noi am zis întotdeauna, cine e liber să... Au fost tot timpul alături de Poli sau nu există... Eu, că asta vreau să zic, că
În sezonul ăla de divizia B, cu Ian, cu ultimul sezon în formula veche a vechiului club, eram 100 de oameni pe stadion și în deplasare eram aceiași 30 de oameni și nu vedeam niciunde oamenii ăștia care astăzi comentează sau oamenii ăștia care merg în deplasare cu 30, îi vedeam pe aceiași oameni care sunt aici, la ASU Politehnica. Aceiași oameni au ținut steagul sus și au mers până în pânzele albe luptând pentru echipa aia, până când a fost să moară. Deci nu, că vorbim, tot timpul s-a vorbit de o dezbinare a suporterului Timișorean. Eu am văzut aceiași oameni care erau întotdeauna și la Anderlecht și la peste tot, i-am văzut acum, în tribune la noi, pe Știința, prin județ, când a fost la Leocușești. Atunci despre ce dezbinare vorbim? Că aleg 10 copii să meargă cu 33-ul, aia nu cred că se poate numi dezbinare la nivel de peluză, de suporter. Nu, dar totuși de unde a apărut acest curent? Adică ei practic încearcă, dar nu prea le iese. Dar același curent a apărut la scară mai mare la Craiova. De exemplu, unde la Craiova e exact ce s-a întâmplat aici. E exact același club, exact același, aceeași tipologie de echipă. Cum vezi situația de la Craiova? Adică totuși Gabi Blondu, dacă nu mă înșel... Da, la Craiova s-au fost mai mulți, la Craiova sunt interese mari și tot timpul au fost oamenii aia, nu poate să judece o situație corect. Și atunci un grup mai mare de suporteri și cu mai multă influență a ales să meargă la echipa primăriei. Pare că același lucru s-ar fi întâmplat și aici, dacă o parte din noi, jumătate din noi, ți-ar fi o treță să susțină echipa asta. Dar asta pe mine, mie asta îmi dă încredere că drumul pe care noi am plecat e cel corect. Adică în momentul în care atâția oameni zic că aia nu are nicio legătură cu tine și că ăsta e drumul pe care trebuie să mergi, atunci înseamnă că ăsta e drumul corect, nu? Sau cel puțin pentru noi asta este. Nu încercăm să convingem pe nimeni, nu suntem pastori, nu încercăm să propovăduim nimic. Dar... Ai amintit de anumite acte, mă refer la acel cod de asociație sportivă. Într-un timp se vorbea ce se întâmplă dacă promovați în Liga 1 sau ce se întâmplă dacă ACS Poli pică în Liga 2. Dacă se pot juca în aceeași ligă două echipe. Da, pot juca fără probleme. Conform statutelor și regulamentelor pot juca. Deci nu există această problemă. Nu. Hai să vorbim puțin despre marketing, despre produsele voastre pe care le comercializați. Cât de importante sunt pentru club? Sunt foarte importante, nu atât prin prisma banilor pe care îi generează, pentru că la urmă oamenii profit nu e mare. Investim foarte mult în produse pentru că vrem să oferim produse de calitate, de aceea profitul nu e mare. Însă ne ajută foarte mult prin prisma vizibilității. Produsele noastre sunt vizibile, Poli e vizibilă prin oraș, suporterii poartă cu mândrie, se îmbracă cu mândrie cu cele le oferim noi și pentru noi asta e cea mai mare satisfacție, mult mai mare decât banii. Vreți să dezvoltați latura asta de merchandising? Da, se poate dezvolta foarte mult, dar revenim la problema oamenilor și totul se face cu voluntariat și e foarte greu să găsești oameni care să facă lucrurile așa cum le face un club mare sau un shop online sau... Le facem în ritmul nostru. Cine vrea să ne înțeleagă și să ne accepte. Seba, ne îndreptăm către finalul emisiunii și vreau să te întreb așa, ca și o concluzie, cum vezi sezonul următor de Liga 2, cu ce ai fi mulțumit așa înainte de a începe, că pe parcurs poate se schimbă lucrurile. Da, frate. Păi și la adunarea generală a membrilor cotizanți a fost întrebarea care e obiectivul pentru sezonul viitor. În momentul în care am zis locurile 1-8, s-a auzit așa, wow, din sală, că din partea membrilor cotizanței noștri, care teoretic ar trebui să aibă încredere în ceea ce facem noi. Îmi plac obiectivele alea 3-8 sau unde... 3-8, da. Nu vrem sus, da, nu. Da, da, da. Nu, e clar că vrem să fim acolo sus și să ne batem, dar suntem conștienți că va fi un sezon mult mai greu decât sezonul trecut. Asta fiindcă nu vor mai fi cluburi care se retragă sau care se desfințeze pe parcurs, sau cel puțin nu cred că vor mai fi cluburi care se retragă pe parcurs. Se vorbește de foarte mulți bani, se vorbește de un buget de 1.800.000 la Călăraș, de euro, ceea ce pentru Liga 2 mi se pare ceva incredibil. Se vorbește de un buget de 1.500.000 la UTA, 1.300.000 la Oradea, numai bugete de peste 1.000.000 de euro. În condițiile în care noi anul trecut am reușit să avem un buget de aproape 400.000 de euro. Dar e clar că sunt foarte încrezător, echipa pe care ne-am construit-o îmi dă încredere că vom aborda sezonul viitor bine și sper să, principalul meu obiectiv este să aducem cât mai multă lume la stadion, dar asta se poate face și, ți-am zis,
suporterii timișoreani, suporterii de rezultatori, asta, rezultatele vor face oamenii să vină la, la stadion. Vorbeai de, practic, de tricouri, de fulare, de tot felul de suveniruri, dacă vrei, cu poli. Aveți un tricou și anume un singur oraș, o singură echipă. Iată că în divizia B vă veți întâlni cu Ripensia Timișoara. Din câte am vorbit eu cu suporterii de la Ripensia, cel puțin din punctul lor de vedere, ar fi o rivalitate cu ASU Politehnica. Care este punctul vostru de vedere față de cei de la Ripensia Timișoara? Este unul neutru. Noi nu o privim ca pe o rivalitate, adică nu avem o rivalitate, îl privim ca pe un derby al orașului, datorită faptului că sunt două cluburi care au ajuns unde au ajuns prin forțe proprii și pentru asta îi respectăm și admirăm pe cei de la Ripensia, pentru că în ritmul lor, cum au putut, au reușit să ajungă aici prin, doar prin forțe proprii, fără a beneficia de ajutor din exterior, de bani publici sau de alte nebunii astea. Dar nu o privim ca pe un derby și nu... Părerea mea personală, nu pot să vorbesc în numele clubului sau în numele suport, dar părerea mea personală e că nu poți reînvia un lucru care, odată ce a murit, e acolo, e lăsat și ar fi mai bine să fie lăsat acolo cu gloria pe care a avut-o odată, nu să încerci să-l trăiești cu tot felul de alte povești. Asta e părerea mea totuși personală. Totuși, la ultimul meci, la cel celebru 6-2, au fost, practic, 7.000 de oameni. Da, pentru că a fost un orgoliu de-al nostru, a fost o ambiție de-al noastră. În momentul în care am aflat că Ripensia vrea să joace pe stadionul de la Părtinișanu meciul ăla, a zis, a, bun, vreți cumva să veniți la noi în casă? Păi, haideți să facem frumos dacă tot veniți la noi în casă. De acolo și atmosfera aia de derby și, sincer, sper ca și sezonul ăsta să fie la fel. Pentru că fotbalul, între fotbalul și cel timișorean și cel românesc are nevoie de meciuri de genul ăsta între echipele. Adică mai bine mă uit la o Poli Ripensia cu 6.000 de oameni în tribună decât la un Chiajna Voluntar cu 200. Mă rude și prietenii fotbaliștilor. Deci chiar dacă nu îi priviți ca pe niște rivali, totuși generează un interes foarte mare. Da, e clar generează și e un club frumos pentru Liga a doua. Adică e un club mai frumos pentru Liga a doua decât ar fi Balotești sau Afumat sau Clinceni. Sezonul viitor de Liga a doua va fi un sezon foarte, foarte frumos pentru noi ca și suporte, pentru că vor fi deplasări bune, vor fi ASEAT cu Mureș, vor fi Hermann Stadu, Sibiu, vor fi echipe frumoase, mai frumoase ca anul trecut. Sebastianovic, îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă, multă baftă pe viitor, pentru că fotbalul are nevoie de inițiative. Mulțumim mult, noroc și pentru voi în campionat. Să îndeplinim obiectivele pe care le propuneți. Joalt, îți mulțumesc și ție. Stimați telespectatori, noi ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine. Numai bine. Seara plăcută.